Pe fondul codului portocaliu de ploi abundente și vijelii care a vizat zona de munte a județului Hunedoara, s-au înregistrat inundații în localitățile Petroșani și Petrila. Cel mai afectat de ploile de ieri a fost municipiul Petroșani, acolo unde mai multe străzi au fost inundate, dar și câteva gospodării și subsoluri de bloc. Intervenția pompierilor a fost una dificilă, solicitând și sprijinul colegilor din alte detașamente. Acesta încheiindu-se abia în jurul orei 3 dimineața. Pentru gestionarea optimă a situațiilor de urgență, la nivelul detașamentului Petroșani a fost ridicată capacitatea operațională, fiind totodată mobilizate în sprijin forțe și mijloace de la detașamentele din Hunedoara și Deva. Cea mai gravă situație s-a înregistrat în municipiul Petroșani, în zona colonie, unde mai multe străzi, dar și 5 gospodării și subsolul unui bloc au fost inundate. La Petrila, apele au inundat străzile Parângului, Burdești, Jieți, Progresului, Birăonii și zona Lonea, fiind afectate curțile, garajele sau beciurile din 9 gospodării și un subsol al unui bloc. În urma avertizărilor de fenomene meteo imediate, au fost emise 5 mesaje de avertizare a populației prin sistemul RoAlert. Misiunile echipajelor de pompieri s-au încheiat la orele 3 în această noapte. Până în această dimineață a fost înregistrată și o avertizare hidrologică pe râul Jiu, însă nu au fost probleme grave până la această oră.